Stăm de vorbă cu Gabriel Gorcea, președintele misiunii Speranța și liderul grupului Speranța. Ocazia este una specială pentru că misiunea Speranța împlinește anul acesta 30 de ani de slujire și am vrea să dăm puțin acele ceasornicului înapoi și să vedem unde și are rădăcinile misiunea Speranța, de fapt, de unde pasiunea pentru muzică, pentru Dumnezeu și pentru oameni. Da, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce Domnul ne-a ajutat și că am ajuns până la această vârstă și acești ani frumoși în care am putut să slujim Domnului și în urmă cu 30 de ani adevărat am început cu Marius, am pornit pe acest drum, dar a fost un drum destul de lung, dar a fost întâmpinat cu binecuvântări, adeseori cu încercări, dar până aici Dumnezeu este Cel care ne-a ajutat. Dacă este vorba să vorbim de parcursul acestor ani, cred că ar trebui să mă refer la copilăria, că de acolo a început cam tot acest parcurs. Provenind într-o familie cu mai mulți copii, m-am născut aici în Cluj, de unde facem acest interviu. Eu am fost cel mai mic din familie, Marius a fost mijlociu și am un frate care locuiește în Canada, Sorin, este cel mai mare. Când aveam 3 ani și ceva, tatăl nostru a trecut la Domnul, mama s-a recăsătorit, cel care urma să ne fie tată a trecut prin aceeași experiență, soția dânsului a trecut la Domnul, a avut și el 3 copii și dintr-o dată am fost 6 frați, apoi au mai venit încă 4 și am fost o familie de 10 copii, 7 băieți, 3 fete în total. Dar una dintre lucruri care pe noi ne-a motivat a fost în primul rând familia, părinții, oameni care l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos, care au știut să ne motiveze să îl iubim pe Domnul. I-am văzut pe părinții noștri că au fost oameni care au pus pasiune. E adevărat că mama a fost cea care avea darul de a cânta și mama era totdeauna cea care îi auzea în casă cântând, lăudând pe Dumnezeu, chiar dacă uneori era mai tristă, dar totdeauna îți găsea un timp să binecuvinteze, să laude numele Domnului. Am crescut ca și tineri, copii, cea mai mare parte din viață în România, pentru că momentan locuiesc în Canada, dar cea mai mare parte din viață în România am petrecut-o într-o localitate, în Maramureș, în Ulmeni. Acolo, de fapt, ne-am mutat când mama s-a recăsătorit și am crescut la țară. O biserică foarte mică, cu câteva familii, nu aveam prea multe, să zic așa, resurse ca să ne pregătim pentru ceea ce urma să facem în anii care urmau sau pe drumul pe care mergem astăzi. Pentru că biserica fiind foarte mică, la țară crescând, fiind într-o familie numeroasă, părinții noștri nu au putut să ne acorde o educație oarecum în direcția aceasta, ci mai mult, fiindcă eram copii, mai mulți ne creșteam unul pe celălalt. În ceea ce privește partea de muzică, în biserică nu prea aveam de la cine să învățăm muzică, pentru că nu se cânta pe voci, nu se cânta la niciun instrument. Dar fiind tineri, am fost oarecum așa captivați de multe lucruri. Tocmai aici vine o întrebare care cred că se potrivește foarte bine cu tot ceea ce ai împărtășit cu noi până acum. Cum se face, cum se poate ca niște tineri care nu au o pregătire de specialitate în muzică să ajungă să aibă 40 de albume, pentru că vorbim Speranța în prezentare, 40 de albume, doar grupul Speranța, fără să le menționăm și pe cele care sunt Speranța și Prietenii, Gabriel Gorcea și Prietenii și altele pentru copii. Cum pot ajunge niște tineri fără pregătire de specialitate, totuși, ca muzica lor să aibă un asemenea impact și, pornind poate de la primele acorduri de pe primul album, să se dezvolte atât de mult? Au fost câteva lucruri, să zic așa, de căpătâi, care ne-au motivat de a merge pe acest drum. Unul a fost familia, al doilea am înțeles câteva lucruri esențiale, că Dumnezeu ne cheamă să-L slujim pe El cu ceea ce Domnul ne-a dat. Și dacă suntem credincioși în lucrurile mărunte, Dumnezeu este Cel care ne va încredința alte lucruri. Și am fost copii așa cu pasiune din tot ceea ce am făcut. Eu cu Marius eram foarte aproape pentru că Marius avea un an și era cu un an și 5 luni mai în vârstă decât mine
și a fost foarte apropiați. Toată viața asta, până s-a căsătorit, am fost aproape în fiecare zi, împreună, ore în șir. Și eram așa, ca și copii, foarte competitiv. Tatăl nostru ne trimitea, dau un exemplu, ne trimitea pe la vecini. Locuiam acolo într-o comună în Ulmeni, erau câteva blocuri, dar era de fapt la țară, dar noi locuiam la bloc și tatăl ne trimitea pe la vecini să întrebăm dacă au ceva să ne dea de muncă. Și mergeam foarte mult la săpat în grădină, să curățăm și așa mai departe, și totdeauna când ne dădea familia respectivă ceva de muncă, noi vream când ei vin înapoi să ne vadă dacă am făcut ceva, să-i impresionăm, să se mire cât de mult am făcut. Și eram foarte așa competitivi în direcția asta, eram foarte dornici de a face ceva cu tot ceea ce făceam, de fapt făceam cu pasiune. Vedeam cum veneau la noi în biserică tineri care cântau cu instrumente, fiindcă nu aveam nici instrument, nici posibilitate să ne cumpărăm. O poveste destul de lungă, până la urmă am reușit eu să am acordeon, Marius o chitară și așa cu chiu, cu vai, după ureche, cu un deget, cu două, cântam Marius la chitară și ore șir în fiecare zi, când prindeam un timp oarecare, luam acordeonul și trăgeam cât știam, cu un deget, cât știam, dar trăgeam, era foarte pasionat să învăț. Asta a fost unul dintre lucrurile care ne-au ajutat. Am înțeles de la Domnul că Domnul ne cheamă să fim credincioși în lucrurile care Domnul le-a dat și am continuat să slujim în direcția aceasta. Am putea spune că ați simțit chemarea lui Dumnezeu și de acolo unde ați fost, de la nivelul acela, ați răspuns chemării și am putea spune că Dumnezeu întâi v-a chemat și pentru că ați fost credincioși și ați răspuns chemării, El v-a și pregătit după aceea. Da, deci noi eram pe timpul lui Ceaușescu, cei care cunoașteți, nu aveam o problemă să mergem să cântăm, chiar dacă cântam foarte simplu, să zic așa, cântam în fața braseriei. Oamenii beau acolo, eu cu Marius ne oprim chiar în fața braseriei și cântam. Câți ani aveați aproximativ? Atunci cred că aveam vreo 14 ani. Așa, 14 ani, 14, 15 ani. În sat acolo la noi, seara cântam cu acordionul și erau trei blocuri, erau undeva sub niște salci, acolo cântam și oamenii, îi vedeam pe oameni cum ascultă și cunoșteam fiecare om unde stă, ce etaj, cine stă acolo. Nu vă era teamă că poate vor fi repercursiuni, poate vă vor fugări sau... Nu ne era teamă, deși am trecut de multe ori prin lucrul ăsta, dar văzând că oamenii prezintă interes, pentru că era seară și acum văd acea imagine cum cântam, și oamenii oarecum stăteau să nu-i vedem, dar îi vedeam la geam, cum stăteau la geam, era noapte, dar pe hol avea o lumină de veche și se vedea conturul persoanei respective și știam, acolo e șeful de post, acolo e profesoara de istorie, acolo e inginerul, acolo e vecinul și așa mai departe. Cântam în tren, cântam în autobuz, cântam în fața spitalelor, pe timpul lui Ceaușescu, nu aveam frica asta de ce o să zic oamenii, aveam acel curaj, dar tatăl nostru ne spunea, pentru că noi am călătorit foarte mult cu trenul și de ce călătoream cu trenul? Pentru că primul nostru tată, care a trecut la Domnul, a lucrat în cadrul CFR și noi am primit un permis din partea CFR-ului în care în fiecare an puteam să călătorim 12 călătorii gratis pe an, 6 cum ar veni dus, 6 întors și părinții noștri, deși erau o familie mare, ajutau pe oameni care erau mai necăjiți și se foloseau de dreptul ăsta pe care aveam și pe mine și pe Marius mă trimitea cu ajutoare la alte familii. Dar tatăl ne spunea în felul următor, când ne urcăm în compartiment să nu ne rușinăm de Domnul Iisus Hristos, că dacă noi ne rușinăm de El și El se va rușina de noi. Și aveam această responsabilitate că trebuie să spunem la oameni despre Iisus Hristos. Și am călătorit cu securiști, am călătorit cu preoți, am călătorit cu fel de oameni și le spuneam ce știam noi din Biblie și oamenii erau mirați de noi, să zic așa, de curajul nostru la vârstă de 12 ani, la vârstă de 10 ani făceam de fapt lucrul acesta. Și văzând că oamenii pricep, înțeleg, văzând, știam că este și o poziție și eram învățați că diavolul este cel care nu-i place și puteam să trecem peste aceste, ba din contră noi priveam cu bucurie, știam că dacă suntem persecutați, suntem pentru Iisus Hristos și atunci biserica era persecutată în felul în care era. Apoi, un alt lucru care ne-a motivat pe noi este că Dumnezeu ne-a vorbit în mod repetat prin mai mulți oameni, prin Duhul Prorociei, ne-a vorbit că Dumnezeu, tot așa de la o vârstă foarte, foarte mică, că Dumnezeu are o mare lucrare de făcut cu noi
și să ne pregătim. Și Dumnezeu ne-a vorbit atât de des încât a rămas în mintea noastră. Înțelegeați atunci, copii fiind, adolescenți fiind, cât de important e mesajul acesta pe care Dumnezeu vrea să-l așeze în inima voastră? Nu am înțeles, deci nu puteam să pricepem, pentru că nu aveam cum să visăm, eram copii, nu puteam să visăm mai mult decât dincolo de satul nostru, să zic așa, dacă ca cineva să înțeleagă mai bine, nu puteam să visăm, doar știam că Dumnezeu ne cere să facem ceea ce știm pentru El și dacă vom fi credincioși în lucrurile care Domnul ne-a încredințat, va veni vremea probabil când Dumnezeu ne va încredința alte lucrări. Și cam așa a fost în mare, dar au fost multe detalii care probabil cu altă dată o să le putem detaila. Să înțeleg atunci că nu doar muzica, ci și dărnicia, tot din casă ați primit-o. Da, de la familie. De la familie, da. Bun, anii au trecut. Cum au arătat primele evangelizări ale grupului Speranța, să spunem așa, în momentul în care ați început să mergeți prin localități? Chiar dacă atunci nu se chema poate Speranța. Da. Noi am locuit în România până în 90, în noiembrie 90. Am emigrat în Canada. Părinții noștri au trecut pe timpul lui Ceaușescu granița, au stat în Iugoslavia și de acolo au fost acceptați în Canada și au mers în Canada. A fost un timp în care ne-am fost fără părinți, În țară, în România, și atunci am avut nașterea din nou, în timpul ăla. Deci noi până atunci eram pasionați, eram entuziasmați, făceam, dar atunci, în timpul acela, Dumnezeu a fost cel care ne-a născut din nou. Am avut acea naștere din nou în care ne-am decis pentru Dumnezeu mult mai mult, ne-am dat seama că este foarte important să fim serioși, deși noi ca și tineri am fost tineri, dar totdeauna am avut acea dorință de a sluji pe Dumnezeu și a merge în această direcție. Aveam această pasiune ca colegii noștri de școală să-L primească pe Iisus Hristos și doi dintre colegii mei și doi dintre colegii lui Marius s-au întors la Domnul. A fost prima evanghelizare pe care am organizat-o la noi în sat, în Ulmeni, în toată zona respectivă. Oamenilor lui Africa și din celelalte biserici oarecum să iasă în public, pentru că oamenii aveau tot felul de preconcepții de cei pocăiți, cum spunem noi, de pocăiți. Și am mers la biserică, am vrut să organizăm evanghelizare și cam 90 și ceva la sută toți au fost împotrivă, că o să vină, o să ne spargă geamurile. Eu cu Marius și cu unchiul nostru am zis, ok, o să facem. Am sunat pe un frate din Cluj, fratele Ezechiel, am sunat o biserică din Baia Mare, au venit acolo, am chiliat Casa de Cultură și a fost prima evangelizare pe care noi am organizat-o. N-am fost noi cei care am fost în față, ci doar am sunat pe oameni și am mobilizat, dar a fost una de succes. Au venit de pe toate satele, au fost kilometri întregi de mașini, a fost ceva foarte frumos, au venit mulți oameni din sat. Și asta pe noi ne-a marcat. Începea atunci, în acel moment poate, cu acea evanghelizare, să se contureze și mai mult chemarea voastră, chemarea pe care știați că Dumnezeu v-a făcut-o? Deși oarecum nu puteam să vedem așa de departe, mi-aduc aminte acum când am vorbit de o fază, atunci au început să vină în România evangheliști. Și a venit un evanghelist, Luis Palau, așa, era prin vara anului 90. Și mi-aduc aminte, eram cu Marius și cu Radu Almășan, aveam și un castofon cu noi, așa, mai mic și cu baterii și totdeauna aduceam castofonul ca să punem muzică, să asculte oamenii, pentru că era un mod foarte bun de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. S-a făcut acea chemare în față, am mers acolo, pe stadion, am mers și noi în față, pentru că eram... Când a fost vorba de a primi pe Iisus, deși îl aveam pe Iisus în inimă, am mers așa pentru că ne-a plăcut așa și probabil că așteptam să primim și noi ceva, o cărticică, ceva să ne dea, că era ceva nou pentru noi. Dar îmi aduc aminte de Marius care spunea, așa ceva o să facem și noi odată. Deși, cum ziceam atunci, cred că aveam vreo 17 ani, 18 ani, eram tot tineri, dar credeam pe de-o parte, dar nu putem să vedem lucrul acesta împlinit. Și am plecat în Canada după acea evangelizare, am plecat în Canada... Deci ați plecat unde erau părinții. Unde erau părinții.
Înainte de a pleca, deci vreau să revin puțin, înainte de a pleca în Canada, noi am început să creștem spiritual cu un grup de misiune din Baia Mare, era liderul, era Iosif Purcar, era un grup foarte bine închegat, tineri serioși, aveau fiecare departament, erau oameni care erau foarte pregătiți în ceea ce spun în a cânta, erau câțiva cu acordeoane, cu câteva chitări, erau un taragot, aveau tineri în care se rugau așa cu foc, tineri care predicau și erau foarte, foarte serioși. Noi eram mici, eu cred că aveam vreo 14 ani când am început să mergem cu ei, mai ales vreo aproape câte 16 ani. Apoi, înainte chiar de a pleca din România, ne-am împrietenit cu un alt grup din Cluj, de fapt cu care noi acum colaborăm. Acolo era Radu Almășan în grup, acolo era soția mea Genoveva și alți tineri cu care noi am colaborat în anii care au trecut și colaborăm încă, dar erau niște tineri care erau însoțiți de un frate mai în vârstă. Ei cântau foarte frumos pe voci, aveau doar o singură chitară, noi aveam anumite cântări așa mai de duh, mai cu așa de ar și lor le lipseau oricum cântările astea, instrumentele, ei cântau pe voci și chiar au prins foarte bine, erau de vârsta noastră, mulți erau mult mai tineri decât noi și în felul acesta noi ne-am dus cu ei în misiune și efectiv până am plecat din România la vârsta de 18 ani, cel puțin în 40 de orașe am fost în România la vârsta aia și nu vorbim de sate, am fost în zeci de sate și fiecare weekend, duminică, sâmbătă, mergeam prin biserici și vesteam Cuvântul Lui Dumnezeu. Înainte să trecem mai departe, cum vă primeau oamenii atunci pe unde mergeați ca grup evanghelistic? Pentru că după Revoluție, România trecea printr-o tranziție destul de marcantă și existau multe frământări în societate. Noi am prins doar undeva la vreo 8-9 luni de zile de după Revoluție. Înainte de Revoluție, deși bisericile erau oarecum persecutate, pe unde se mergea, bisericile erau foarte primitoare, erau foarte bucuroși, erau deschiși. Tranziția asta nu prea o țin foarte bine minte, dar știu că oamenii au rămas cu frica, deci după Revoluție au rămas cu frica de a ieși în public. Nu prea vreau să iasă în public pentru că tot așa acea teamă... Că era acea teamă era, de a vorbi da. Cuiva despre Dumnezeu și da. Despre mântuire. Da, așa am fost și învățați că noi cu lumea, cu oamenii, să stăm un pic mai deoparte, că ei sunt cu al lor și noi cu noastră. A fost o educație care nu cred că totdeauna a fost chiar foarte potrivită pentru că doar în felul acesta puteai să te apropii de oameni. Deci cam asta a fost până am plecat în Canada. Când am ajuns în Canada, am început, în acei ani 90 era recesiune în America, în Canada se găsea foarte greu de muncă, ca și oricine, unde te duci într-o țară nouă, începi la munca de jos, am învățat engleză, Marius avea două joburi, eu munceam ca și băgam benzină la mașini, vopsitor, dar pasiunea noastră și dorința noastră era să ne reîntoarcem în România pentru că ne lipsea ceva. Fiind în Canada, doar câteva biserici, ni se părea că să mergem la aceeași biserică, la aceeași biserică, la aceeași biserică, deși n-am văzut ce face, ne-am dus, bineînțeles, la biserică și aici am început în Canada să lucrăm cu tineri, să-i angrenăm, să cântăm marți seara, joi seara, duminică. Cumva simțeați că nu aveați un vad unde să mergeți și să propovăduiți, să vestiți Evanghelia, să duceți mesajul. Așa este, dar am încercat să vizităm bisericile care au fost puține. În Canada erau probabil 4-5 biserici românești, mai multe, dacă stau să mă gândesc bine, mai multe, dar le vizitam pe rând, pe fiecare. Încă nu aveam viză pentru America, apoi am vizitat câteva biserici ucrainiene, da? Le-am vizitat, am învățat câteva cântări în limba lor, așa le-am învățat mecanic, ca să fim cu ei, aveam, ne traducea din românește în ucraineană, ori în engleză. Și după aceea am primit viza pentru America și am început să vizităm biserici în America. Și efectiv mergeam într-un weekend și câte 1800 de kilometri într-o direcție și 1800 de kilometri înapoi.
cea mai aproape biserică de noi era 300 km într-o direcție și 300 înapoi. Era Windsor-ul și apoi era Montreal undeva la vreo 600 km. Bineînțeles, era Detroit-ul care era foarte aproape și el de 300 și ceva de kilometri. Dar în fiecare duminică aproape ne duceam și ce făceam? De fapt, cântam cu acordionul, cu chitara și dădeam câte un îndemn înainte de cântare. Marius făcea de fapt lucrul acesta. Eu eram mai tăcut și eram cu acordionul doar și cântam. Și cu vocea. Cum vă primeau bisericile din America, din Canada atunci? Că erați foarte tineri oricum și atunci. Au fost două lucruri. Ne primeau foarte bine și din punct de vedere când ei erau, bisericile se bucurau, erau, ne vedeau așa tineri mai cu entuziasm. Ne împlineam unul pe celălalt foarte bine. Eu aveam un timbru, Marius un alt timbru, chitara, acordionul, suna foarte frumos, le plăcea la oameni. Asta a fost una și al doilea. Eu zâmbesc acum, dar am și așa în mine partea asta de comedie puțin, poate că m-ați văzut la cântările cu copiii. Dar după aia ne-am dat seama că pe unde mergeam pe acasă, pe la cineva, toți aveau fete. Noi n-am văzut fetele, că eram așa, cu misiunea, cu Domnul, dar după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că ori pe unde mergeam la cineva acasă, aveau fete, pentru că se gândeau la noi, probabil că suntem băieți serioși și să, cumva, să, da, să... Știu, să cunoaștem o fată din familia lor. Dar voastre erau puse deoparte. Da, erau puse deoparte, da. Nici nu ne-am gândit, nu aveam. Aveți alte preocupări. Avem alte preocupări, da. Da, și nici nu le-am văzut. Da, după aia ne-am văzut. Și au fost câțiva ani de zile până am reușit să, oarecum, să conturăm ideea de ne-a reîntoarce în România. A fost cumva tot timpul, cumva am ognit dorința asta de a reveni în România, de a vă întoarce spre români cu mesajul. Da, a fost, pentru că noi n-am putut să mergem, le trimiteam la cei care erau în grup, acum din Cluj cu ei am ținut cel mai aproape legătura după ce am plecat, le puneam în plic câte $50, spuneam, așa se spunea că trebuie să punem un staniol în mijloc, că ți bagă undeva și scanează și dacă sunt bani ți ia. Le-am putut $50 sau $100 și spuneam, uite, noi nu putem să mergem, dar duceți-vă în continuare în misiune. Asta era modul la care noi oarecum ne simțeam parte, că chiar dacă noi nu putem să mergem prin ei, ne ducem mai departe. A rămas acea pasiune și în fiecare zi parcă dorința de a comunica, de a fi în România. Vedeam România ca un teren deschis pentru a face lucrul acesta. În America eram foarte constrânși pentru că noi vorbeam românește, bisericile românești, mergeam la biserică și de acolo la muncă și acasă și cam așa era tot. Dar aici știam că putem să întâlnim oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, putem să fim de folos și putem să facem lucrarea asta. Totul a fost până când ne-am hotărât să mergem în România. Și ce a fost este că după Revoluție foarte multe organizații veneau în România și aduceau ajutoare. Veneau cu tiruri de prin Olanda, de prin mai multe țări, veneau și aduceau ajutoare și pentru că noi de mici am fost învățați să ajutăm familie, a fost unul dintre proiectele pe care le-am început și am zis ne ducem în România și vrem să ajutăm familii. Și am zis bisericii de unde am, din Kitchener, din Canada, că avem pe inimă să ducem un container cu ajutoare, deși n-aveam nimic, n-aveam bani, n-aveam haine, nu știam nimic, dar cât era dorința. Dorința și motivația. Așa, le-am spus bisericii, biserica, am crezut că se vor implica financiar să plătească, pentru că am zis mergem pe la alte biserici, le spunem, strângem haine și așa mai departe. Biserica la început a spus că nu se pot implica financiar, atunci veneau foarte mulți români, erau tranziție, tot veneau români în fiecare duminică. Veneau în Canada. Veneau în Canada pentru că foarte mulți aveau acte deja depuse, alții erau deja prin lagăre care așteptau un an, doi să ajungă în Canada și alții erau deja acte depuse în România, dar guvernul de pe timpul Ceaușescu le ținea actele blocate și trebuiau procesate și în fiecare weekend veneau familii în Canada și nu puteau financiar să ajute și plus că era o recesie foarte mare în Canada, dar am plecat din nou la biserică și ne-am spus noi vom plăti containerul. Deci asta a fost un lucru care... Aveați resurse ca să plătiți containerul? Nu. Cum ați... Nu, deci aici asta a fost începutul. Asta a fost începutul. Da, asta a fost începutul. Cum să facem noi rost de bani? Bani nu aveam, nici măcar bani de haine nu aveam. Mama spunea așa, spunea, mă copii, cumpărați-vă ceva haine, că oamenii vă cunosc de la distanță după haine.
eram îmbrăcați, așa, eram îngrijiți. Că ne plăcea să fim îngrijiți ca și tineri, dar nu era pentru noi pasiunea de a ne cumpăra haine. Pasiunea este că aveam un ban să mergem în misiune, să mergem undeva la o biserică, să cântăm, să spunem despre Iisus Hristos. În prima parte am vorbit despre începuturile misiunii Speranța și în special a grupului Speranța și ne-ai povestit, Gabi, despre pasiunea pentru muzică, pentru dărnicie și despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și v-a condus, practic, pas cu pas în această chemare până în punctul în care v-a pus pe inimă să veniți în România cu un container cu ajutoare. Povestește-ne, te rog, cum ați pus la cale acest proiect și de unde ați avut până la urmă resurse ca să-l și duceți la îndeplinire. Da, spuneam de acea dorință să ducem containerul, neavând resurse, fiind tineri, neavând un loc de muncă plătit decât doar să ne acoperim anumite cheltuieli, am avut pe inimă și eu și Marius să facem o casetă. Atunci era o casetă, să facem o casetă cu cântări și este prima dată când Marius a început să compună, de fapt a avut vreo două cântece care le-a compus înainte, când era mai tinerel, și atunci a spus, uite, eu am să compun câteva cântece, eu eram pasionat de muzică, de instrumente, mi-am cumpărat o orgă, poveste lungă, o fac foarte scurtă, începuse să cânt la orgă, să-mi cumpăr ceva aparatură și după o muncă destul de grea, sau foarte grea, după luni de zile, am reușit să punem nouă cântări împreună. Le-am pus pe o casetă. Ce titlu i-ați dat acestei casete? Da. Și acum mă văd, când am stat acolo în demisor și ne gândeam unde locuiam, să punem un nume. Circulau în mintea noastră tot felul de nume, frații Gorcea sau altceva. Noi am fost încrescuți totdeauna să nu arătăm înspre noi, ci să arătăm înspre el. Și am zis că cel mai nimerit nume pentru noi este Speranța, pentru că am vrut prin cântările care le cântam și prin ceea ce făceam în viața asta, am vrut să dăm o speranță oamenilor. Și așa ne-am conturat ca și grupul Speranța, eram doar două persoane. Am făcut o casetă, nu știam, noi nu aveam noțiune dacă cântăm bine, dacă sună bine sau așa, ci am mers prin biserici, am cântat, am încercat să le spunem la oameni despre motivația de a duce un container. Unele biserici au răspuns foarte bine, altele au răspuns mai greu, dar cu ajutorul Domnului, când ultimul weekend, când trebuia să plătim de fapt containerul, ne trebuia o sumă foarte mare de bani. Și noi am umblat multe biserici și am strâns puțin bani și cum facem noi că luni trebuia să plătim containerul. Dar în acel weekend Dumnezeu ne-a binecuvântat și la Chicago am dus cu noi câteva cutii de casete, toate le-am vândut și exact banii care au trebuit pentru container i-am avut. În tot acest timp, până am înregistrat casetele, am umblat prin biserici, pe la fabrici, pe unde am reușit și am strâns un container de ajutoare împreună cu biserica din loc și le-am pus, am venit în Chicago, am plătit containerul l-am trimis spre România, ne-am cumpărat bilete din banii noștri personal. Am ajuns în România și am zis, noi în România, timpul când suntem noi în concediu, vom face două lucruri. Vom duce aceste ajutoare, dar vom cânta și să spunem oamenilor despre Iisus Hristos. Deci cumva putem spune că, de fapt, erați în concediu în România. Da, eram în concediu, dar da. Ați pus acel timp la dispoziția lui Dumnezeu, da, da, pentru a organiza împărțirea de ajutoare, uh-huh, și pentru a răspândi mesajul. Cum ați făcut asta? Păi am luat containerul din port, din Constanța, l-am împărțit pe câteva tiruri cu care au mers prin țară și aveam câteva puncte unde lăsam ajutoarele și de acolo mergeam în localitatea respectivă și luam ajutoarele și duceam mai departe. Și mi-aduc aminte, cred că prima a fost evanghelizarea, a fost în Iași, le-am spus la frați de dorința de a ajuta, am văzut că este o zonă foarte grea, dar am spus că noi vrem să cântăm și să facem o evanghelizare în centru, la care aproape toți au fost cu o singură persoană, toți au fost așa reticenți, nu, la noi nu se poate. Am mers în centru, era o doamnă care vindea înghețată, am vorbit cu ea, ne-a dat curent, am pus instrumentele,
Oamenii își vedeau de drum. Deci cumva spontan, nu era nimic organizat, aprobări. Câțiva ani de zile nu era nimic, tot era așa spontan. Unde era? Pentru că și dacă mergeai să întrebi, nu-ți dădea nimeni aprobare. Deci nu-ți dădea. Pentru că asta a fost o problemă. Câțiva ani de zile ne-am dat seama de lucrul ăsta și de aia de atunci, până în prezent, noi când am făcut o evanghelizare, am scris concert de muzică creștină. Dacă le spuneam că facem evanghelizare, nu ne dea voie. Dacă spuneam concert de muzică creștină, atunci oamenii spuneau, da, e concert, da, muzică, da, dar e creștină. Și atunci ne dădea voie. Ei, și am cântat acolo și vreau să scot acest lucru în evidență, pentru că acest lucru s-a repetat în fiecare localitate unde mergeam. Oamenii își vedeau de drumul lor, noi vedeam, ne uitam înspre public, înspre oameni, vedeam, încercam să vedem cum reacționează. Și așa cum văd, prima dată o femeie a venit, a trecut așa prin fața noastră, s-a oprit la câțiva metri și a revenit după aia în față. Lângă ea s-a atașat zeci de oameni, efectiv zeci de oameni, și efectiv pe fețele lor îi vedeai cum sunt marcați. Le curgeau lacrimile, plângeau efectiv la cântecele care le cântam, la mesaje care erau rostite, și când terminam programul, așa aveam un set de 15 cântări, sau de multe ori venea poliția. Erau și mesaje, cum sunt acum mesaje? Sau da, Marius totdea motiva cântarea și făcea mesaje și le spunea la oameni, și efectiv le spunea la oameni despre Iisus Hristos, dar de multe ori acele întâlniri erau oprite de miliție. Noi ziceam miliție atunci când eram obișnuiți cu termenul de poliție, veneau la noi, încercau să ne, că cine suntem, dacă avem aprobări, dar până venea poliția, așa, noi deja eram gata cu programul și mergeam mai departe. Dar cât am stat în România, oamenii parcă vorbeau aceeași limbă. Deci în fiecare localitate vedeam oamenii cum erau foarte expresivi, vedeam cum erau atinși, dar parcă oamenii spuneau același lucru. Și ce spuneau oamenii? Ne spuneau că ei niciodată în viața lor n-au auzit asemenea cântece și că unde pot să asculte asemenea cântece, sau când le spunea că suntem plecați, când mai venim, că ei vor să asculte aceste asemenea cântece și asemenea mesaje. A trecut timpul foarte repede, am fost 2 săptămâni în România, n-a fost nimic organizat, ad hoc, pe stradă, unde am... Cam în câte localități, dacă am fost vreo, probabil că 10 localități, am fost și am avut probleme, a venit șeful poliției, a zis că ne arestează, a venit cu jandarmii, cu să ne ducă la poliție. Am putea spune că a fost grea viața de misionar. Foarte grea, da. A venit, am filmat camera, a venit polițaia și mi-a dat camera de pământ, un trânitor de pământ. Deci erau foarte tupeiși, n-aveau, și plus că erau reticenți față de Dumnezeu, față de tot ce se părea lor așa. Dar am plecat înspre Canada și mai aveam vreo 2 ore până să aterizăm. Și stăteam undeva în partea dreaptă a avionului și Marius îmi spune, Gabi, ți-aduce aminte de tot ceea ce nouă ne-a vorbit Dumnezeu? Și acolo în avion, în câteva minute, Dumnezeu ne-a dus în față toate scenele și tot ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit, și am înțeles acolo în avion că de fapt acesta este chemarea pe care Domnul ne face. Și de acolo din avion ne-am hotărât, am zis, vom pleca în Canada și vom sta câteva luni de zile, ne pregătim pentru acest turneu, pentru România, și vom pleca cel puțin pentru 6 luni de zile în România. Și atunci am început să, asta a fost în 1993, am început să depunem acte, pentru că știam că vom avea nevoie de un cadru legal ca să putem să adunăm donații, să putem să avem și noi ca și o misiune. Și pentru organizarea evenimentelor în sine, da, era nevoie de o organizație în spate. Așa e. Și atunci am început misiunea Speranța, și abia în anul următor, în 1994, venind în România, am organizat misiunea Speranța în România. Deci, practic, primul turneu sub numele de misiunea Speranța a fost în 1994, oficial. Oficial, da. Oficial. Da. Atunci eram doar 2 tineri cu grupul Speranța și cu o pasiune arzătoare pentru răspândirea mesajului. Așa este. A început viziunea atunci, s-a conturat din ce în ce mai clar, probabil de la un an la altul, și pe măsură ce vă implicați în România în organizarea acestor evenimente evanghelistice. Uh-huh. Cum a fost, dacă ar fi să facem o paralelă între timpul de atunci și venind în prezent, cum răspundeau bisericile evanghelice și cum s-a conturat colaborarea cu bisericile dintre Misiunea Speranța și biserici? Da. Ca să vă spun această întrebare, la început, oamenii, primii ani de zile, nu prea, nici cei din America, nici cei din România, nu prea au înțeles așa viziunea aceasta, și încă bisericile pentru noi ni se părea că erau tot așa
mai ascunse, dacă pot să spun așa, nu vroiau să iasă în public, noi fiind că deja eram obișnuiți, chiar de pe timpul lui Ceaușescu, în public, nu avem o problemă cu lucrul acesta. Am văzut că oamenii, după următorii ani, deja au început să se deschidă și, ba din contră, era ceva foarte, pentru România, ceva nou. Veneau doar americanii, veneau și organizau asemenea evenimente și noi, ca și misiunea Speranța, am avut și viziunea aceasta să ajutăm bisericile, pentru că noi niciodată nu ne-am gândit să facem în România o, să zic așa, un cult al nostru sau o biserică noastră. Viziunea noastră a fost să ajutăm bisericile locale să crească și prin oamenii care vin acolo la mântuire să aibă și o biserică, să ducă în bisericile locale să asculte despre Dumnezeu. Deci la început erau oamenii puțin așa sub frică. Am văzut după aia că prin anii 2000, 96, 97, au început oamenii să vină, am întâlnit foarte mulți oameni, veneau nepocăiți, erau zeci de oameni care rămâneau în biserică, dacă ți-aduci aminte că și tu ai fost cu noi atunci în anii aceia, așa este. Cum veneau, le luai interviu și când anii următori ne mărturiseau bisericile că au rămas oameni în biserică și au fost transformați de Domnul Iisus Hristos. Și probabil că dacă am face un compendiu, dacă am adunat toate aceste mărturii, am avea un material consistent, pentru că în decursul celor 30 de ani de turnee de misiune, zeci, poate sute, mii de oameni au auzit mesajul la una dintre evanghelizările grupului Speranța și așa au și luat decizia de a se întoarce la Hristos și de a se alătura unei biserici. Ia, e adevărat, am întâlnit sute de oameni care ne-au mărturisit și zile trecute am întâlnit o doamnă care mi-a spus că aici în Cluj, în urmă cu 20 de ani, a făcut în fața sălii de sport, ea a fost acolo și a predat viața Domnului Iisus Hristos și acum îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Eram în Atlanta zile trecute, adică cu câteva săptămâni și așa, vă dați seama, în America, în Atlanta, din întâmplare, să dai față în față cu cineva, bineînțeles că eu n-am cunoscut, ea n-a cunoscut, era o doamnă și ne-a spus, wow, ce mă bucur că mă ne-am întâlnit, spunea, aveam 17 ani, trăiam departe de Dumnezeu, aveam depresie, chiar vreau să mă sinucid, am primit o casetă de la cineva, erați voi Speranța, prin cântările care le-ați cântat, Dumnezeu mi-a vorbit, m-am dus în biserică în Reșița și acolo am primit pe Iisus Hristos, dar voi ați fost cei care m-ați ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu. Și întâmplări de acestea am găsit foarte multe, dar dăm slavă Dumnezeu pentru că El, Domnul, este Cel care ne-a folosit în direcția aceasta. Da, frumusețea este că v-a luat dintr-un loc fără foarte multe posibilități, da? Și fără să aveți o mare pregătire și totuși a construit o lucrare atât de mare doar pentru că ați fost disponibil, v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu și iată cum sămânța care a fost pusă poate printr-o cântare sau într-un astfel de program, a adus rod. Uh-huh. Și, într-adevăr, ăsta e felul în care Dumnezeu face lucrurile minunate și cheamă oamenii la mântuire. Slavă Domnului! Dar trebuie cineva să răspundă chemării lui prima dată și să pășească prin credință, pentru că voi ați pășit prin credință. Așa este, noi ne-am bazat. Și iată că vorbim despre 30 de ani de misiune. Ne-am bazat pe Dumnezeu în total, pentru că noi ca și persoane, neavând resurse spirituale, neavând resurse materiale, a trebuit să ne bazăm pe Dumnezeu și tot ce am făcut, l-am crezut pe Dumnezeu că Dumnezeu poate să facă minuni. Și tocmai pentru că am fost cu voi și știu mare parte din istoricul misiunii, nu a fost întotdeauna ușor. Au fost provocări, au fost încercări și poate că cel mai greu moment de cumpănă poate al misiunii a fost anul 2003. Ce s-a întâmplat atunci? În 2003, Domnul a chemat pe Marius acasă și aș putea să vorbesc puțin înainte de lucrul ăsta și ce s-a întâmplat sau cum a fost trecerea aceasta. A fost pentru mine, a fost bineînțeles că noi am fost împreună frați, am fost mai mult decât frați, am fost una împreună. Orice făceam, le făceam împreună, orice decideam, decideam împreună. Dar Marius când s-a căsătorit, noi locuind în Canada, el s-a căsătorit, soția lui fiind din Australia, s-a mutat în Australia, a spus că simte că Domnul cheamă acolo în Australia. Acum îmi dau seama că Dumnezeu oarecum a îngăduit și lucrul acesta, pentru că
Până atunci, Marius era persoana care, el era cel care vorbea, care motiva, care... Am putea spune că el era liderul. El era liderul, da. Ei, tot liderul a rămas în continuare, dar pentru că o bună bucată de vreme în fiecare an eram singur, noi am continuat să mergem în evanghelizare, deși între timp am și muncit, pentru că de atunci, din anii ăia, din 30 de ani până în prezent, noi nu am trăit din donații, ci muncesc ca și instalator de iglesie în faianță, asta muncesc de zeci de ani de zile, dar în anii care au trecut, în cei 3 ani de zile, am continuat să, sau câțiva ani de zile, în care Marius, de fapt, a fost în Australia, a fost mai mult de 3 ani de zile, eu trebuie să mă obișnuiesc cu vorbitul, cu oamenii, și a fost un timp de pregătire pentru mine. Apoi, înainte de 2003, a fost un an în care așa Dumnezeu ne-a dat așa o călăuzire în care am pus bazele misiunii Speranța, deși nu aveam misiunea Speranța, dar am început să conturăm viziune. S-a conturat mai clar viziunea. S-a conturat mult mai clar și viziunea. Și ce obiective avea practic? Păi, unul dintre obiective a fost să ieșim și afară din România, să mergem la alte națiuni. Pentru că așa dorința era să ajungem în Africa în următorul an cu Marius. Deci de la Evanghelia pentru România, la Evanghelia până la marginile Pământului. Până la marginea Pământului, da. Asta a fost una și dintre multe, așa ca și o organizație. Noi n-am fost oameni de marketing, de business, n-am avut... Aici orice organizație trebuie să ai toate aceste lucruri și noi toate le-am învățat în mod personal, din viața de zi cu zi. Experimentând în viața de zi cu zi, dar atunci le-am așezat pe hârtie și s-au conturat toate lucrurile în mintea noastră. Dar ce pot să spun este că m-a sunat o zi înainte ca să treacă la Domnul, m-a sunat și mi-a zis în felul următor: Gabi, lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat, mă voi muta. Și atunci a fost foarte bucuros, dar vin înapoi în Canada. Mi-a zis: nu în Canada. Și am zis: unde? Te muți în România? Mi-a zis: nici în România. Și atunci am gândit, probabil în America. Dar te muți în America? Au zis: nici în America. Și am zis: dar unde te muți? Și a zis: atâta pot să spun că lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat și aștept să văd planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Cam acestea au fost cuvintele lui, 90 și ceva la sută, pe care el mi le-a spus. Și a trecut o singură zi și am auzit de această veste. Mi-a fost foarte greu și până în momentul de față simt un gol în inima mea și o durere, dar am înțeles că Dumnezeu atât i-a dat și Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a rânduit o zi când vom pleca din lumea asta, dar ce pot să spun despre Marius este că Dumnezeu l-a chemat la momentul în care el avea ca și mașina care merge la maxim. Dar eu cred că Dumnezeu a vrut să-i dea strălucirea de care a vrut el pentru pasiunea și pentru toată dăruirea pe care a avut-o. El a trăit foarte intens. A trăit foarte intens pentru Dumnezeu și toată inima lui a fost pentru Dumnezeu. De aceea poate și comunitatea evanghelică și din țară și de dincolo a resimțit cumva plecarea lui și toți au fost alături de voi, de misiunea Speranța în zilele acelea destul de grele. Cum ai făcut să preiei cumva din mers toate lucrurile și poate că atunci foarte mulți se întrebau: va continua misiunea Speranța, va continua grupul Speranța, vor mai fi turneele de evangelizare în România, pentru că ele deveniseră o obișnuință, erau turnee anuale în care veneați și vorbeați despre Dumnezeu și cântați despre Hristos. Totdeauna ne-am bazat pe Dumnezeu și atunci când Marius a trecut la Domnul m-am simțit fără de putere. Și am știut că numai Dumnezeu este cel care poate să-mi dea putere și am învățat că unul dintre secretele pe care le-am învățat este că noi ca și misiune, și eu și cu Marius, totdeauna viziunea noastră a fost să nu avem doar pătrățica noastră unde numai noi să fim, pentru că foarte mulți fac această greșeală. Când ajung la un nivel mai înalt, nu vor pe nimeni în jurul lor, că nu cumva cineva să le fure din faimă, din nume și așa mai departe, ci pentru noi totdeauna a fost viziunea aceasta să avem cât mai mulți oameni cu care să lucrăm, să în această lucrare a lui Dumnezeu să putem să colaborăm cu oameni, să lărgim acest cerc, dacă pot să-l numesc așa, și nu ne-a fost niciodată frică că va veni cineva să ne ia numele sau așa, nu, din contră. Și acest lucru pentru noi ne-a ajutat, pentru că atunci când Marius a trecut la Domnul, deja noi aveam o parte din grup care cântam, deja eram mai mulți și am continuat să fac același lucru, să iau în echipă oameni care am văzut că au dar de a cânta, dar de a sluji
și am crescut echipa, ne-a rugat Domnului să ne ajute și ne-am dat seama că noi nu putem. Dar l-am rugat pe Dumnezeu ca El să ajute la lipsurile pe care le avem și ne-am bazat 100% și încă ne bazăm tot pe Dumnezeu 100%. Pentru că, deși privind la anii care au trecut, a fost foarte, foarte greu, pentru că am început ca și tineri, am avut nevoie de resurse. Cum ați reușit să obțineți aceste resurse până la urmă ca să puteți să desfășurați turneele din țară? Pentru că există costuri... Da. Și în primul rând, au fost câteva lucruri. Deci noi niciodată n-am fost plătiți din lucrarea de misiune, niciodată. Al doilea este, bisericile foarte greu răspundeau, deși oamenii le plăcea ce făceam, dar din punct de vedere financiar, cei din America nu priveau înspre noi ca și că am avea nevoie de resurse, deși le spuneam. Cei din România așteptau ca noi să plătim tot ceea ce trebuie. Și singurul mod în care noi ne-am susținut, pot să spun așa, aproape singurul mod în care ne-am susținut, este prin albume, prin casete. Pentru că atunci noi aveam multe casete și oamenii așteptau să vină casetele la noi și după la urmă spuneau oamenii, bă, Speranța, scot în fiecare an. Noi scoteam câte 3 albume pe an, dar pentru noi acesta este la modul în care noi ne susțineam. Și noi dădeam 3 casete în America cu $20. Am zis, dacă tot mergem până în Chicago, ne costă benzina, motorina și dacă dăm o casetă, o cumpără cu $7. Dar dacă avem 3, atunci o cumpără cu $20, toate 3. Și așa le dădeam și în felul acesta noi puteam să venim în România, să închiriem anumite case de cultură și fac o paranteză. În 2007, când m-am căsătorit, am fost cu soția prin America, am condus vreo 40.000 de kilometri, am dormit vreo 20 de nopți în mașină, am vizitat peste 50 de biserici și toți banii care i-am adunat de la toate bisericile din America au fost $2,700. Aici vorbim de banii, noi n-am luat niciun ban din banii să plătim de benzină sau așa mai departe de mâncare. Sau să dormiți la un hotel. Da, nu am dormit la hotel, da. Dormit în mașină. În mașină. Deci cam așa era starea, ca să înțelegeți un pic cam cum priveau oamenii, deși ne încurajau, dar așa verbal. Și au trecut ani de zile în care în felul acesta a susținut prin muzică, prin cântările pe care le făceam, prin casetele care le vindeam. Deci cumva muzica a avut un dublu rol. Pe de o parte, ea venea de la Dumnezeu și aducea laudă lui Dumnezeu și pregătea inimile celor care veneau la evanghelizările voastre pentru cuvânt. Uh-huh. Și pe partea cealaltă era o resursă importantă pentru continuitatea lucrării. Da. Pentru că fără resurse, poate că nu ați fi ajuns să vorbim astăzi despre 30 de ani. Da, și un lucru care Dumnezeu ne l-a ajutat să înțelegem, totdeauna când vorbim de muzică, bineînțeles că ne-am bazat pe el și noi am cântat așa cum cântăm, cu cât am știut noi, puterea pe care avem și înțelepciunea pe care Domnul ne-a dat-o, dar totdeauna când am făcut un album, o casetă, am încercat să-l facem oarecum echilibrat. Ne-a rugat Domnului ca să ne dea cântări cam pentru toată masa de oameni. Deci dacă cineva urmărește cântările noastre, avem câteva cântări de laudă și închinare într-un album, avem o cântare sau două de chemare, avem o cântare sau două despre partea cerească, avem 2-3 cântări de încurajare, avem o cântare de învățătură și doar am încercat să facem un echilibru încât de aia la foarte mulți le plăceau cântările pentru că erau foarte multe cu mesaj și nu erau doar de laudă și închinare, doar un gen de muzică care eu îl iubesc și îmi place și foarte bine, dar ne dăm seama că într-o biserică sunt oameni care vin acolo împovărați, au nevoie de ridicare, sunt oameni care au în inimă păcate, au nevoie să spună că Dumnezeu e cel care mântuie, sunt oameni care doresc să ajungă împărăția lui Dumnezeu și li se pare că viața... Au nevoie de un mesaj de cercetare. Au mesaj de cercetare. Cam felul ăsta am făcut noi casetele și albumele. Ați ajuns la 40 de albume, numai sub numele Speranța, cu grupul Speranța, și încă alte zeci de albume, Gabriel Gorcea și prietenii, Speranța și prietenii și albume pentru copii care știm că au fost foarte bine primite de cei mici. Pe cu ajutorul Domnului, până în prezent, Dumnezeu ne-a ajutat să înregistrăm peste 1000 de cântări. Multe cântări, împreună cu Marius, probabil că am compus vreo 800 și ceva, nu împreună sunt cu Marius, doar compozițiile 1000. Voastre sau? Nu sunt doar compozițiile noastre, la Speranța, 90%, 95% au fost compozițiile noastre. Primul album a fost compozițiile noastre, al doilea a fost mixat, al treilea 4 compozițiile noastre, al cincelea, al șaselea a fost cântări vechi și nouă. Și de acolo până în prezent au fost doar câteva cântări care am știut că merită cântate. Unele au fost puțin, dar vorbim așa la o cântare la 3 albume,
traduse sau din o altă limbă, dar în mare au fost cântările pe care Dumnezeu mi le-a dat și le-am cântat. Vorbit puțin despre muzică, despre cum această resursă a fost nu doar spirituală pentru sufletele oamenilor și spre gloria lui Dumnezeu, ci și o resursă financiară pentru susținerea acțiunilor de organizare ale evenimentelor din diferite locuri, pentru că orice lucrare se face și cu resurse. Te rog frumos să ne spui, cum vezi muzica și rolul ei în evangelizare? Cât e de important mesajul pe care îl poate aduce muzica? Eu am văzut că muzica este venită din veșnicie și când vom pleca acolo în Împărăția lui Dumnezeu, tot la muzică ne vom duce și este ceva care Dumnezeu a creat. Muzica, dacă asculți o predică, după a doua oară parcă nu-ți mai vine să asculți. Dar dacă asculți o cântare care îți place, o asculți de 10 ori, de 1000 de ori și nu te satul și ai vrea să asculți tot din nou. Pentru noi, cântarea a fost un instrument. De fapt, noi am folosit cântarea oarecum să ne ajute în a avea resurse necesare, materiale, dar noi totdeauna cântarea pentru noi, când am compus-o și când am scris-o și când am făcut, totdeauna noi ne-am gândit la sufletele oamenilor. Multe cântări au fost din trăirea noastră, din ce am avut de fapt în inimă. Când vrei să vezi pe un compozitor, să-i vezi inima lui, te poți uita la scrierile lui, la cântări și atunci îți dai seama exact ce a fost în inima acelui om. Și fiindcă ai spus asta, ai putea să ne dai un exemplu de, nu știu, un cântec pe care Dumnezeu ți l-a insuflat și care a prins viață pe unul dintre albumele voastre? Da, deci avem mai multe cântări, adică fiecare cântare are oarecum, să zic așa, un ADN de unde a provenit. Dar mă gândesc la cântarea Bine ai venit acasă. Aici, în cântarea aceasta, am prins familia, pe mama. M-am gândit la Marius, care a alergat în viața aceasta. Am prins în această cântare greutățile slujbei, pentru că la televizor apărăm toți frumoși, parcă oameni fără probleme, apărăm oameni mai mari decât suntem, dar în viața de zi cu zi este de fapt o altă viață și mai ales în partea de slujire, lucrare, spunea Domnul, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Și am avut multe provocări în viață, dar am încercat să surprind această cântare că se sfârșește alergarea și apunem în viața aceasta. Dar când vom ajunge acasă, Dumnezeu este Cel care ne va aștepta și ne va spune bine ai venit acasă, dacă pe acest pământ l-am slujit pe Domnul. Cum a ajuns lucrarea Speranța până la urmă să se extindă și în plan extern? După ce în România s-a axat foarte mult pe parte muzicală și organizare de concerte de muzică creștină și evangelizare, cum ați dus viziunea mai departe în plan extern? Da, deci noi în România ne-am dus pe această direcție, plus că am făcut și ajutorare și am ajutat foarte mult familii. Până în anii care au trecut, am văzut că bisericii s-au organizat și fiecare a încercat în zona lor să se ocupe de nevoile care au fost. Ne-am mai implicat, poate ți-o aminte, când au venit anumite catastrofe, dar pentru că viziunea lui Marius și a mea a fost să plecăm, să ieșim afară din România, bineînțeles era un teren necunoscut, pe atunci era tot un concept nou, nu știam de român să fi plecat în afara României, dar am plecat în 2005, a fost primul an când am plecat înspre Africa. În 2004 nu am putut să plec pentru că eram oarecum, nu știam prea multe, dar în 2005 am plecat prima dată înspre Africa. Am început să găsim contacte, puncte, e foarte important să avem oameni serioși cu care să lucrăm. Așa că de atunci au fost câțiva ani de zile în care lucrarea în afară s-a prins contur, în așa fel încât chiar atunci când a venit de fapt în Indonezia a fost prima țară unde ne-am implicat mai mult. În 2004, dacă nu greșesc, a venit tsunami. În 2005 am fost acolo, în 2006 și am dezvoltat o lucrare destul de mare, un campus creștin, am făcut biserici, școli și i-am ajutat, am cumpărat ferme, i-am ajutat să meargă pe picioarele lor și lucrarea a mers mai departe. În anii care au trecut în India ne-am implicat, peste 50 de biserici am construit în India,
A fost când a fost acel cutremur în Haiti, eram chiar acolo pe insulă și am simțit cutremurul și m-am reîntors înapoi și pentru câțiva ani de zile am sponsorizat misionare acolo în Cuba, în Etiopia, în Kenya și în ultimii ani ne implicăm, mai Dumnezeu ne-a deschis o ușă în Uganda, unde am început lucrarea de la zero. N-au fost creștini evanghelici cu care am lucrat cu oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, oameni de jos, din clasa de jos, dar în momentul de față s-au întors la Domnul sute de oameni și este o comunitate care laudă pe Dumnezeu și zeci și sute de oameni au fost schimbați de Domnul. De pildă, anul trecut am avut un botez 200 și ceva de persoane, anul acesta câteva zeci de persoane vom avea din nou și dăm slavă Domnului pentru tot ce face El. Apropo de lucrarea din Uganda, unde, din câte știu eu, aveți destul de multe proiecte și un campus misionar foarte bine fondat, în care funcționează și o biserică, și un orfelinat, și o școală, și clinică medicală. Am văzut recent pe YouTube o poveste de viață, o experiență pe care ai trăit-o acolo, și anume ai făcut schimb de locuință cumva cu o familie din tribul respectiv. Povestește-ne puțin despre experiența asta. Cum ți-a venit ideea? Cum ai avut curaj? Că mă gândesc că sunt puțin misionari care ar vrea totuși să doarmă într-un asemenea loc și telespectatorii noștri o să vadă de ce, pentru că o să le arătăm imaginile. Pavel avea, pe lângă slujba care a avut-o, avea și un țepuș pe care Domnul l-a pus. Și contrar la ceea ce fac eu, am o problemă. Sunt claustrofob. Deci eu mi-e foarte greu să stau într-un loc închis. Foarte rar mă veți vedea într-o mașină stând în spate, în față stau. Este o provocare totdeauna când plec de acasă, pentru că știu că plec din zona de confort, mă duc undeva unde nu cunosc și de multe ori când am fost și în Africa, noaptea nu puteam dormi, stăteam de vorbă cu soția la telefon ca să mă ajute să trec peste stările respective și am avut și aici o provocare. Am avut pe inimă să mă duc, știam că probabil va fi foarte greu, m-am rugat Domnului să-mi dea putere și ce am văzut este că mergând în Uganda, în Africa de fapt, am mers în Africa, venind de acolo, încercam oameni să le spun despre Africa, dar din păcate oamenii scăteau afară au și rămânea frica despre Africa și nu mai rămânea Africa completă și la oameni era frică să meargă în Uganda și am creat acel campus, fac o paranteză, am creat acel campus, oamenii au venit, am încercat să găsim condiții bune pentru oameni ca să, în așa fel încât să vină oamenii să revină înapoi sau să spună altora despre ceea ce se întâmplă acolo. Dar un lucru pe care l-am observat este că toți oamenii care au venit în Uganda au spus că ei niciodată nu au putut să priceapă, deși au văzut multe documentare până n-au fost acolo. Și mi-am dat seama că contează foarte mult dacă poți oarecum să relatezi, așa ca și un film, încearcă oarecum să te capteze în așa fel încât se ducă pe tine să simți modul sau felul ce se întâmplă în acțiunea sau în filmul respectiv. Să te pui în locul să personajului. Da. Cumva. Mi-am dat seama că voi putea explica foarte bine dacă voi dormi ca ei, dacă voi mânca ca ei și dacă voi trăi ca și ei. Și am încercat oarecum să surprind partea aceasta, deși când am fost primat în Uganda, a doua oară, am dormit 5 nopți pe pământ, tocmai ca să înțeleg mai bine lucrarea de acolo, n-aveam unde să dormim, am dormit acolo în mijlocul pădurii, cum ar veni, dar prin felul acesta am vrut să explic oamenilor și știam că prin gestul meu, cu siguranță, cineva se va găsi să construiască o casă. Și am zis, merită să investesc o noapte ca să le arăt oamenilor cum oamenii dorm și, de fapt, cum oamenii trăiesc, dar eu știu că o noapte s-ar putea pentru familia asta să fie o schimbare în viața lor. Ceea ce s-a și întâmplat. Și cum ai făcut asta, practic? Cum a fost schimbul? A fost ceva foarte ad hoc, deci nu a fost nimic regizat, deci tot ce s-a întâmplat acolo a fost neregizat, nici nu-mi place să regizez, pentru că așa sunt eu, genul meu, vreau să fiu foarte spontan. Am vrut, de fapt i-am anunțat înainte că am să mă duc la o familie, am vrut cea mai săracă familie, cam așa locuiesc cei de acolo, o parte din ei. Și un fel de colibe. Da. Și a ajuns în Uganda, până ne-am învârtit stânga-dreapta, le-am spus, uite, vreau să mă duc la familie, trebuie să-i iau de acolo, să-i duc la hotel, să le cumpăr haine, pentru că nu puteam să-i las la hotel așa cum erau ei, să-i duc la hotel și de acolo să vin apoi să mă culc. Și au zis, la familia care ne-am gândit noi, nu mai putem pentru că e prea târziu, uite, mergem la o altă familie. Și atunci am mers la familia respectivă și
vă provoc cei care n-ați văzut, cred că am pus material, am și un material, probabil să setați ceva aici, schimb de experiență o zi la picnic, cam așa ceva am... Cum a fost noaptea ta acolo la ei în căsuță și cum a fost noaptea lor la hotel? Deci nu pot să vă explic, pentru mine e simplu, am dormit pe pământ, a fost foarte greu, cred că vreo 50 de ori m-am trezit cu capul, am dormit la, lângă perete, de fapt, dar perete era de perete, lângă așa era, venea aerul pe acolo, că era, se vedea pe sub și cu picioarele lângă foc. Deci mi-a dat picioarele și mi-era frig, tremuram noaptea și de vreo 20 de ori m-am trezit toată noaptea să mă trezesc, să mă încălzesc și a trecut cumva. Dar focul pentru ei... era înăuntru cumva. Focul era înăuntru, da. Deci nu puteai să stai, dacă stăteam în șezut sau în picioare, deja tușam. Deci era un nor de fum. Trebuia să stau jos sau așa, în șezut era încă ok. Și toată noaptea băgam lemne pe foc, erau lemne așa lungi și tot le împingeam până să rămână cumva cald. Era destul de rece în pădure. Dar pentru ei... au spus că se simt în rai. Nu știu dacă pricepi ce înseamnă raiul sau priceput, dar pentru ei a fost raiul. Prima dată în viața lor când a făcut baie, prima dată în viața lor când a mâncat mâncare la restaurant, dacă pot să spun așa, și am știut că nu se va opri aici. Am știut că ei, această familie, vor avea o casă și vor continua să aibă o viață cât se poate de normală. Iată cum Dumnezeu v-a folosit, nu doar în România, unde foarte multe vieți au fost schimbate și ați fost o mână întinsă pentru foarte multe familii numeroase și cu mulți copii și cu greutăți materiale, dar ați ajuns să întindeți mâna asta până departe, până în Africa, unde ați reușit, prin harul lui Dumnezeu, să fiți o binecuvântare pentru... acele triburi, pentru oameni care n-au poate nicio resursă pentru a supraviețui zilei. Revenind acum în România, pentru că am tot spus 30 de ani de misiune, pregătiți un nou turneu. Un nou turneu care, pe lângă scopul evanghelistic, este și un turneu aniversar. Cum s-a pornit acest turneu? Pe unde va trece el? Și... ce impact credeți că va avea? Am văzut așa, ca să spun, am fost și la câteva întâlniri, ne-am întâlnit foarte mult pe Zoom cu pastorii, cu slujitorii, cu oamenii, am fost chiar și aici în Cluj, ne-am întâlnit de câteva ori cu pastorii. Am văzut că prezintă un interes pentru biserici. Evanghelizarea de acest tip. Evanghelizarea de acest tip, da. Totdeauna am văzut oamenii foarte marcați, chiar și bisericile, slujitorii. E adevărat că în anumite zone oamenii nu înțeleg ce înseamnă să faci un eveniment de asemenea în masă. Și cei mai mulți oameni, 99% nu pricep, pentru că dacă n-ai făcut niciodată, n-ai cum să înțelegi. Dar pentru cei care sunt pe linia întâi, care se implică, eu știu că este o muncă enormă. Dar se merită, pentru că cerul face sărbătoare pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu, cu cât mai mult noi. De fapt, Domnul a spus să vestim cuvântul, nu a spus dacă se pocăiesc sau primesc, mai faceți, dacă nu, lăsați-vă de meserie. A zis, voi mergeți, cine va crede va fi mântuit, dar cine nu va fi osândit. Deschiderea este una mare, noi ne bazăm din nou pe Dumnezeu, e adevărat un turneu aniversar, sunt 30 de ani, vrem ceea ce se întâmplă aici sau ce am făcut, să spunem că Dumnezeu de fapt este Cel care ne-a ajutat, așa cum am spus și la început, o spun și acum, eu și noi ne bazăm 100% pe Dumnezeu. Nu avem prea multe resurse, nu știm prea multe nici în ceea ce privește cântarea, deși suntem înconjurați de oameni care Domnul i-a chemat în această direcție, slujesc pe Domnul, sunt oameni de calibru mare în care cântă și le-a dat harul. Dar ne bazăm pe Dumnezeu și îl cerem pe Dumnezeu, pentru că noi nu vrem să fim doar artiști. Artiști sunt foarte mulți și nu putem să competităm cu artiștii din viața aceasta. Noi vrem să fim slujitori, oameni care să stăm la îndemână lui Dumnezeu și ceea ce facem să fie cu folos pentru sufletele oamenilor. Și cu roade veșnice. Amin. Cum ați reușit până la urmă să mențineți și componența grupului Speranța? Cumva în ultimii ani a rămas neschimbată. S-au mai alăturat unii, alții, dar există o componență de bază. Ce a lucrat la unitatea grupului Speranța, astfel încât cu toții anul acesta să puteți aniversa?
E adevărat că în anii care au trecut și care trec, vor trece, va fi tot mai greu, pentru că înainte a fost mai ușor, eram tineri. Pentru mine a fost, să zic așa, un pic mai greu, pentru o familie, copii, 5 copii, am călătorit cu ei după noi în mașină. Acum mulți dintre cei care sunt în Speranța au deja copii, familie, e destul de greu, dar ne propunem în fiecare an, cu un an de zile, ne propunem timpul respectiv să îl punem împreună și e adevărat, Dumnezeu, spun așa, m-a folosit în direcția aceasta, în care am fost persoana care am adunat, am ajutat, am tras de oameni, hai să facem, fiind hai să... Fiind și liderul grupului. Și am încercat să ajut pe fiecare persoană în lucrarea la care Domnul l-a chemat. Nu m-am impus și nu mă impun ca și persoană, eu sunt liderul neapărat și să ascultați. Nu. Tot ceea ce facem, facem în echipă, cu slujitori, pe lângă cei care cântă, ar vrea să menționez și pe cei care slujesc prin predică, fratele Luigi, fratele Gabi Zăcrean, avem acum și cu fratele Vasile Bojor, cu care mai slujim și sunt și alți slujitori, de asemenea sunt slujitori în bisericile cu care colaborăm și fără biserici noi nu am putea să facem ceea ce facem și nici n-am vrea să facem aceste lucruri, pentru că noi vrem pe oameni să-i aducem la Iisus Hristos, dar biserica să-i ia mai departe și să-i crească în maturitate spirituală. Da. Dar în felul acesta Dumnezeu, zic că ne-a ajutat și cât vom avea sănătate, cât Dumnezeu ne va ajuta, vrem să continuăm. Pe unde va trece turneul Speranța în vara acestui an? Da, începem de la Cluj, pe Cluj Arena. Chiar astăzi am fost acolo, un stadion imens. Cred că cel mai mare stadion pe care am fost noi vreodată, ca și număr de locuri. La câte persoane vă așteptați? Nu știu, n-aș vrea să... Deci nu-mi place să... mare. Da, nu-mi place să dau estimate. Nu-mi place să dau, pentru că eu cred... dar încerc să fac tot ceea ce pot și să motivez ceea ce pot. De aici rămâne, în mare parte, eu știu că Dumnezeu este cel care privește, și dar... Și în biserici, la rugăciune, da, se cer 20.000 de persoane. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, amin. Ne rugăm, deci Domnului, ne rugăm și ca cred, Domnul să împlinească numărul cred ăsta. Cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Da. Cred că, așa, începem la Cluj, apoi vom fi la Bistrița, plecăm spre Iași, Piatra Neamț, Botoșani, București, urcăm înapoi în sus, trecem prin o localitate Baș, da? Apoi Luduș, nu le pot spune așa chiar pe rând, că s-au tot schimbat între ele și nu le-am segmentat în mintea mea. În zona Aradului, într-o localitate, vom fi în Turda, în Deva, Sebeșel, Alba Iulia, Târgu Mureș. A, așa, gata, le-am spus pe toate. Da, cred că le-am spus pe toate. Și Borșa. În Borșa, da. Mai la Maramureș, da. Mai e și Borșa. Da. Și Satu Mare. Oh, mai da. Avem. 17 localități. 17 localități. Da, asta este important să știe și telespectatorii. Vă invităm să urmăriți pagina Misiunii Speranța, să le vedeți pe toate. Poate că aveți în aceste localități rude sau prieteni sau cunoscuți care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu și n-au ajuns să aibă o relație personală cu Iisus Hristos. Iată, este o ocazie extraordinară ca să invitați la un astfel de eveniment unde să asculte un cuvânt din Evanghelie vestit de frații Gabi Zăgrean, de fratele Luigi Mițoi și de fratele Vasile Bojor. În încheiere, ce ați dori să le spuneți celor care ne ascultă, nu doar din perspectiva aniversară a grupului Speranța și a misiunii Speranța, ci din perspectiva chemării, de la chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o, da. Și iată, ajungând aici. Pot să spun câteva lucruri. Poți să faci lucrări mari cu Dumnezeu, doar că Dumnezeu ne cere să fim credincioși în lucrurile mărunte, pentru că Dumnezeu este credincios în ceea ce El a spus, dar El vrea ca să ne echipeze și foarte mulți am întâlnit oameni care vor de aici să ajungă acolo sus. Și Dumnezeu, El vrea să ne crească și noi am făcut același lucru. Ne-am pus la îndemână Dumnezeu, am avut lucruri, resurse puține, n-am știut foarte multe lucruri, dar ceea ce am știut am făcut din toată inima și vreau să motivez generația tânără, în mod special, să se aventureze cu Dumnezeu, să nu aștepte până vor face lucrări mari și să până le facă... Până vor primi toate certificatele, așa, toate diplomele, toate... Să facă ceea ce știu pentru Dumnezeu astăzi, că mâine vor face ceea ce se va putea în ziua de mâine... Să continue să slujească pe Dumnezeu. Pentru cei care ne ascultă, vreau să vă spun că
vremurile în care trăim sunt vremuri foarte grele. Să ne bucurăm de această oportunitate, știm cum a fost înainte și cred că lucrurile se duc într-o altă direcție și vedem că parcă pasiunea oamenilor și în mod special și a creștinilor este tot mai mică în a spune oamenii despre Iisus Hristos, în a chema la mântuire și chiar efectiv în viața de zi cu zi, în a sluji pe Dumnezeu așa cu pasiune, cu dăruire, să trăiască oamenii pentru El. De aceea ar vrea să nu ne lăsăm atrași de lumea aceasta care deja devine foarte aglomerată și uneori poate parcă ne relaxează în partea asta spirituală, tindem să fim mai leneși, ci din contră mai comozi, ne lovește mai comozi. O comoditate, inclusiv da. În viața spirituală. Și să vă rugați pentru noi, pentru slujirea pe care facem, să chemați prietenii, vă invităm să fiți alături de noi și în ceea ce privește partea financiară, pentru că vreau să vă spun ceva, oameni foarte mulți sunt care așa, deși rugăciunea e foarte importantă, aleg, eu mă rog, dar oameni de acțiune găsești foarte puțin. Toată lumea vrea să se roage și m-aș bucura să se roage, dar Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie în acțiune, să jertfească cu timpul, cu energia, cu banii și așa mai departe. Și să nu așteptăm că alții să facă, ci ceea ce poți face tu să faci. Și cum spunea Domnul, când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi-ați făcut. Ce văd eu aici? Că Dumnezeu uneori îngăduie pe oameni în nevoi sau sunt anumiți oameni care au o lucrare, cum suntem noi Misiunea Speranța. Și Dumnezeu poate, prin ceea ce facem noi, să-ți dea ție oportunitate ca să strângi comori în cer. Dacă tu întinzi o mână înspre lucrarea pe care Misiunea Speranța, de pildă, o face sau alte misiuni, când o faci ceva și întinzi o mână, de fapt, tu trebuie să consideri că Dumnezeu ți-a dat această oportunitate ca să strângi o comoară în cer și să faci pentru Dumnezeu, iar atunci când vei trece din lumea aceasta să te bucuri că ai făcut ceva pentru El și de răsplătirile pe care Dumnezeu ți le va da. Da, și să strângi o comoară în ceruri, cum ne îndeamnă Scriptura. Amin. Mulțumim foarte frumos pentru toate aceste experiențe și mărturii din viața de slujire. Știu că ar mai fi multe și că am putea să mai stăm câteva ore să depănăm poate amintiri și să ne povestești experiențe pe care le-ai trăit și în care Dumnezeu a lucrat și a intervenit. Și poate că o să facem asta cu o altă ocazie. Vă încurajăm să mergeți la turneul Speranța, acolo unde îl găsiți. Dacă sunteți într-una dintre localitățile cuprinse în turneu, vă invităm să participați, să fiți acolo alături de Misiunea Speranța, să-i felicitați pentru cei 30 de ani de slujire și de credincioșie, de abordare cu responsabilitate a chemării pe care Dumnezeu le-a dat-o și pe care, iată, o duc la îndeplinire cu biruință, tocmai prin harul lui Dumnezeu. Vă mulțumim! Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vă mulțumim!